Aici e sănătatea, aici e sufletul, aici e viața mea și munca, aș spune, de cum am venit în sat. Mai bine de 20 de ani, practic aproape 30. Pe timpuri foarte de mult, începând cu anii 2000, m-am apucat de plantat vie. Tânăr, frumos, am venit în sat să lucrez, de exemplu, să n-ai un pahar de vin în sat, cam stranie idee. Am plantat prima vie, vă 20 de soci. Aici era pârloagă, era pădure, aici practic era toate cele urâtă treabă. Când am făcut o căsuță, una, două, deci nu a fost un scop de a face ceva ca să vii oameni să odihnească, deci turism, gen, cu ce ne ocupăm noi astăzi. Asta a fost făcut mai mult pentru suflet, pentru familie. Și în rest ne-am înstins cu timp, am făcut cuptor, pe urmă am făcut căsuță, am acoperit-o. Vis-a-vis dumneavoastră, vedeți acolo un foișor mai mare. Dar și noi ne-am mărit. Familia s-a mărit. Sănătate. Ne-am sărit să facem într-un stil mai rustic, așa mai aproape de suflet. Poarta am adus-o ea lui tata, care a fost în altă parte. Am restabilit-o și asta e o poartă veche, care eu nu știu, nu poate prin anii 50-60. Când tata m-a adus de la maternitate, deodată m-a pus strânglătească. Deci asta sigur că e o glumă, dar hai să spunem, porecla noastră e Dănean, da? Dănean a fost un boier mare, care el avea mulți angajați la lucru, avea beciuri, că poate, posibil că erau și butoaie de genul care aveam eu în grădină. Niciodată nu m-am gândit, sincer, că pește atâția ani de zile, cineva ar să vie și ar să solicite vinul care eu pe timpuri îl turnam pentru familia mea. Cea mai veche sticlă e din 90. Deci el nu prezintă interes organoleptic, dar pentru mine prezintă un interes istoric, e o amintire. Nu, asta trebuie numai să-l gustă. Primele săpături s-au făcut în locul ăsta. Dumneavoastră vedeți și după sticle cum ele depozitate. Deci asta a fost o idee a mea năstrușnică de a săpa în pământ, de a căta un loc mai rece unde să păstrăm vinurile. Am săpat mulți ani de zile. Să vă spun că primul hrăleț în lut s-a săpat undeva prin anii 90. De atunci, ani la rând, s-a săpat după ce s-a făcut casa. Tot ce vedeți dumneavoastră, s-a săpat cu hrălețul și s-a scos cu căldare, cu mână. Deci asta a fost o muncă foarte, 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 foarte grea, dar este un vis paralel cu aleea asta, să facă în parte cea încă una, ca să merg pe cerc, așa, să merg pe cerc, dacă soția mă fugări vreodată, apoi eu să nu mă ajung, știți cum. O să început de la 10-20 de soci și s-au crescut, fără ca să-ți mai dai seama deci unde ai ajuns, unde ai plantat, că eu sunt producător de material săitor viticol. Pentru mine a fost o situație cu mult mai ușoară ca să plantez niște vii. Am ajuns la aceștia 20 hectare, care de întrânși, nu, hai să spunem 50-50 sorturi tehnice și sorturi de masă, dar din toată gama de struguri avem soiuri europene. Deci hai să luăm un Pinot, un Chardonnay, fetească regală de-a noastră, Merlot, avem soiuri autohtone, hibriduri. Vinul de la Crama Tudor, sigur că este un vin deosebit în ce sens? El nu-i comercial, el nu are atâtea intervenții, să spunem, chirurgicale. El e un vin așa cum l-a lăsat poama, cum l-a lăsat Dumnezeu, ca să fie poamă, să fie struguri, un vin natural, un vin bun. Proiectul de competitivitate m-a ajutat să realizez Crama, ca să ajungem la performanțele deci care suntem astăzi. Sigur că și calitatea vinului s-a ridicat la un alt nivel. Eu, în general, spun că am mult timp de a face afaceri de familie. Deci facem o afacere mică. Am trebuie să te bazezi numai pe familie, pe copii. Eu n-aș vrea să dezvolt afacerea mai mare. Pentru mine, ca eu să o pot gestiona cu familia, e suficient atât cât dumneavoastră vedeți cu ochii. Sigur, mă simt un împlinit, mă simt satisfăcut de ceea ce am făcut, nicătând la faptul că au fost etape foarte grele. E bine când oamenii te solicită, vin, le place, ai o satisfacție din lucru. Mai mult ca atât, este o plăcere să discuți cu lumea,
cu lumea bună, să discuți, să-i servești, ei să-ți mulțumească corespunzător. Asta e o plăcere deosebită și eu sunt foarte satisfăcător.